În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Amin. Preacucernici părinți, drept slăvitori creștini, din mila lui Dumnezeu și cu purtarea sa de grijă, ne aflăm astăzi în duminica a șaptea după Rusalii. Mai avem 4 zile din postul Sfintei Marii și totodată ne aflăm în ziua în care îl pomenim pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Mitropolitul Țării Românești și care a fost viețuitor și stareț la Mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, unde și-a găsit și obștescul său sfârșit și unde sunt și sfintele sale moaște așezate la loc de cinste. În duminica a șaptea după Rusalii am luat aminte cu toții că la momentul potrivit al Sfintei Liturghii s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetele 27 până la 35, în care ne este relatată minunea vindecării a 2 orbi și a 1 mut. La sfârșitul acestei pericope luăm aminte la cuvintele Mântuitorului, la cuvintele Scripturii care spun: și iată, Domnul umbla și propovăduia în diferite așezări, sate și cetăți, propovăduind învățătura și tămăduind toată boala și toată neputința în popor. Suntem deja în duminica a 3-a, în care luăm aminte la minunile săvârșite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, vindecând și tămăduind. În urmă cu 2 săptămâni am văzut că a vindecat 2 demonizați în ținutul Gadare sau a Ghergesenilor. În urmă cu 1 săptămână, deci în duminica 6-a după Rusalii, am luat aminte că a vindecat pe un slăbănog, pe un paralitic. Deci în duminica 5-a după Rusalii i-a vindecat pe cei 2 demonizați din ținutul Gadare sau a Ghergesenilor, în duminica 6-a pe slăbănogul sau paraliticul din Capernaum, iar astăzi în duminica 7-a pe cei 2 orbi și pe cel mut, tot din cetatea Capernaumului. De o parte și de alta mări, în această cetate, Mântuitorul a propovăduit și a mărturisit, vedem din aceste 3 pericope evanghelice sau 3 duminici, cel mai mult și a tămăduit cel mai mult, Capernaumul fiind cetatea mult iubită de el, în care și-a desfășurat cea mai mare perioadă din activitatea sa mărturisitoare sau misionară, din cei 3 ani și mai bine de propovăduire aici pe pământ. Au venit la el 2 orbi, auzind că el este acolo, știind cine este și despre cine este vorba. Și mergeau în urma lui strigându-l: Iisuse, fiule a lui David, miluiește-ne! Și iată, el a ajuns într-o casă unde mărturisea și aceștia l-au urmat pe el. Și el i-a întrebat: ce vreți să vă fac, Doamne, să vedem? Credeți că pot face eu aceasta? Da, Doamne, fie vouă după credința voastră. Crezând, ei s-au tămăduit de către Hristos Domnul în locul acela și în ceasul acela. Avem și noi atâtea boli și neputințe. Credința este cea care ne poate ajuta în depășirea și tămăduirea sau vindecarea lor. De aceea venim la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie. De aceea ne spovedim, de aceea ne împărtășim, de aceea participăm la taina Sfântului Maslu, pentru a fi noi tămăduiți și vindecați de toată boala
trupească și sufletească. Sigur, noi venim la biserică spre a ne însoți încă de aici și a ne înveșnici cu Dumnezeu, în împărăția sa cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi. Dar totodată venim și pentru tămăduirea și vindecarea noastră. Vindecându-i pe cei doi datorită credinței lor, apoi a venit și un mut adus de alți apropiați ai acestuia și l-a vindecat și pe acesta. Spre surprinderea plăcută și spre impresia deosebită a fiilor din popor, care erau impresionați și mișcați de toate faptele și minunile săvârșite de Hristos Domnul, și-au exclamat și-au mărturisit că așa ceva nu s-a mai întâlnit în Israel. Iar de cealaltă parte, fariseii, saducheii și cărturarii plini de invidie spuneau cu multă răutate că cu Domnul demonilor scoate pe demoni. Dar Hristos știa și cine-i de o parte și cine-i de cealaltă, fiecare ce spune sau ce crede și ce gândește, și el își vedea de treaba lui, de misiunea lui și de mărturisirea și propovăduirea lui. Câți nu vorbesc și de noi, și de slujitorii bisericii, și de ceilalți, fie ai bisericii sau membri ai bisericii, cine este, cine nu este, ce face, ce nu face, câtă bârfă nu este și la noi, și cleveteală, și pismă, și invidie, și răutate, și ură, și tot ce vreți. Dar cel mai bine este ca noi să ne vedem de treaba noastră, să ne vedem de drumul nostru, de rânduiala noastră, de așezarea noastră și de viețuirea noastră cea împreună cu Hristos. Revin la faptul că Hristos îi întreabă pe cei doi dacă ei cred că poate face el acest lucru, această minune. Iar ei au spus, au exclamat, au afirmat că da, Doamne, credem. Și a tămăduit, după care le-a spus, vedeți, nimeni să nu știe din toate acestea. Însă ei devin imediat niște ucenici recunoscători și mărturisitori, pentru că s-au dus și au propovăduit în toată cetatea de cele întâmplate lor și săvârșite cu ei de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care i-a vindecat, ori i-a tămăduit pe ei. Când Hristos Domnul vine și ne cercetează în viața noastră, tămăduindu-ne și vindecându-ne pe noi, apoi și noi să fim recunoscători și mărturisitori și propovăduitori și să spunem mai departe cât bine ne-a făcut și ne face nouă Dumnezeu. El, Mântuitorul, nu avea neapărat nevoie de acest lucru. Dimpotrivă, îi avertizează plin de smerenie pe cei doi să tacă și să nu spună nimănui nimic. Dar pentru întărirea noastră, pentru solidaritatea noastră, pentru realizarea și întărirea comuniunii noastre, este nevoie de această mărturisire, de această recunoștință. Noi suntem niște ființe euharistice, adică care aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a făcut nouă, pentru toate câte ne-a dăruit sau ne-a oferit nouă. Credința ne ajută pe noi să depășim toate obstacolele și încercările acestei vieți. Ajungem la concluzia plină de credință că până la urmă rămânem la mâna și la mila lui Dumnezeu. De aceea, în orice neputința noastră, în orice încercarea noastră, în orice slăbiciunea noastră, se cade să-L cercetăm pe Hristos, să-L chemăm pe El, să ne ajute El, să ne poarte El de grijă, să ne întărească El, pentru că El pe cele neputincioase le întărește și pe cele slabe sau bolnave le vindecă, ori le tămăduiește.
El este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Lui se cade și se cuvine, ai cere tot ajutorul, toată binecuvântarea și toată purtarea de grijă. Pe El să-L căutăm, după El sau la El să alergăm, cu El să ne însoțim și să-I cerem și noi, precum orbii de odinioară din această pericope evanghelică, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Crezi Tu că pot face eu aceasta? Da, Doamne, cred! Cu toate neputințele mele, cu toate slăbiciunile mele, cu toate vulnerabilitățile mele, cu toate șovăielile mele, totuși cred și mărturisesc și recunosc că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu, că Tu mă poți vindeca, că Tu mă poți apăra, că Tu mă poți salva, că Tu mă poți izbăvi sau tămădui de orice boală, de orice neputință, de orice păcat, de orice viciu sau de orice patimă. Și oricine va căuta prin tot felul de vorbe, de șarte, ori de ocară, să ne atragă în altă parte sau să ne distragă de la drumul nostru către Hristos, ce duce la Dumnezeu, spunând verzi și uscate, vrute și nevrute, să nu ne lăsăm, să nu cedăm, să nu renunțăm, ci noi să ne vedem de treabă. Și apoi să fim recunoscători și mărturisitori prin viața noastră, prin purtarea noastră, pildă vie fiind, exemplu personal fiind, pentru ceilalți din comunitatea și din apropierea noastră, spunându-le că Hristos Domnul ne-a ajutat pe noi să vedem și să-L putem deosebi răul de bine sau binele de rău, albul de negru, păcatul de virtute, ne-a ajutat pe noi să vedem ce e bine de făcut sau ce nu trebuie făcut, ne-a ajutat pe noi să vedem și să înțelegem care este rostul nostru, drumul nostru, locul sau rolul nostru în această viață pe acest pământ. De aceea Lui să-I cerem să ne dea nouă vederea cea trupească, dar mai ales cea duhovnicească, să ne dea nouă luminarea minții, luminarea cugetului nostru, în această lume atât de amestecată și de perfidă, atât de învolburată, unde lucrurile sunt atât de date peste cap și de răsturnate, să ne dea El ajutorul spre cultivarea discernământului și a dreptei socoteli, ca să vedem bine lucrurile într-o lume a manipulării și a dezinformării, să vedem ce este cu adevărat rău și ce este cu adevărat bine în această lume, în această viață, pe acest pământ. Căci din cauza orbirii noastre sufletești, din cauza întunecimii minții noastre și a nevederii noastre cele adevărate și curate, veritabile sau autentice, rătăcim. Orbecăind, dezorientați și debusolați fiind, neștiind Scripturile, rătăcim și greșim și păcătuim și ne împătimim. Iar după aceea, când e poate prea târziu, ne dăm seama, probabil prea târziu, de multe ori, și apoi vine mustrarea conștiinței și părerea de rău și regretul și căința sau pocăința, dacă mai vine, ne vine cu adevărat, ne pare rău de vremea pierdută, de timpul pierdut, de păcatele săvârșite, de vremea irosită, de faptele bune pe care nu le-am făcut și le puteam face, pentru că pentru toate nouă, la un moment dat, ni se va cere socoteală. Din această pericopă evanghelică să vedem și să înțelegem că Hristos Domnul i-a vindecat pe toți cei care au venit la El, pe toți cei care i-au cerut Lui acest lucru sau au fost aduși la El, precum mutul care era atât de bolnav și pe care nu-l mai întreabă dacă crede, pentru că el, săracul, nu era în facultățile sale mentale, nu era în întregimea minții sale, dar pentru credința
celor care l-au adus îl tămăduiește pe el, după cum și duminica trecută pentru credința și dragostea sau atașamentul sau prietenia, frățietatea celor patru l-a vindecat pe paraliticul sau pe slăbănogul din Capernaum. De aceea noi trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora, ca astfel din preună cu toții să ajungem la Hristos. Mai avem 4 zile din acest post. Să ne rugăm Maicii Domnului, după Hristos Domnul și apoi și Sfinților, dar acum zic Maicii Domnului, să ne ajute ca o Maică ce este și ne este, să ne poarte de grijă, să ne ajute să mijlocească la tronul Preasfintei Treimi, ducând rugăciunile noastre acolo, apăsările noastre, oftaturile noastre, neputințele noastre, cerându-i ea lui Hristos Domnul să ne poarte de grijă, să ne binecuvinteze și să ne ajute pe noi să ne însoțim de aici împreună cu El și cu ea, cu Maica Domnului, ca astfel ajungând împreună viețuind, să ne bucurăm și dincolo de înveșnicirea cu ei, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.